Guvernul a aprobat semnarea acordului cu Guvernul Statelor Unite ale Americii privind achiziționarea terenului fostului stadion Republican pentru construcția noului sediu al ambasadei SUA la Chișinău. Negocierile au fost încheiate acum câteva zile, iar suma care va fi încasată de stat încă nu a fost făcută publică. Negocierile au fost finisate. Nu putem face publice informații din acel acord, deoarece legea presupune că el poate fi făcut public doar după ratificare. Știm că ultima sumă era de 18 milioane. Dați un pic răbdare, câteva zile și deja totul va fi public. La sfârșitul lunii martie, reprezentanții guvernului spuneau că prețul de vânzare va fi de aproximativ 15 milioane de euro. De asemenea, autoritățile au promis că banii încasați vor fi alocați pentru crearea Centrului de Cultură și Artă Contemporană Universul, reparația școlilor sportive din toată țara și realizarea studiului de fezabilitate și proiectarea viitorului stadion național. Terenul fostului stadion Republican are o suprafață de 5,2 hectare, iar de aproape 17 ani este lăsat în paragină. Prima solicitare oficială a misiunii diplomatice SUA de a obține acest teren a fost făcută în 2015. Ambasada va investi în construcție cel puțin 250 de milioane de dolari.